Hei, bună tuturor! Astăzi, după cum puteți vedea și în titlu, am să fac recap-ul lunii august, adică ce cărți am citit eu în luna august. Again, nu pot să cred că a trecut vara atât de repede, mi se pare insane. Dar o să trec puțin mai repede prin partea asta, că bănesc că deja v-am obișnuit. Înainte de a începe, v-aș ruga să mergeți pe contele mele de Bookstagram și BookTok, pe care am să vi le las chiar aici pe ecran, acolo unde m-a ajutat enorm un follow. Și acolo unde sunt foarte, foarte activă. Așa că, fără prea multă vorbă, haideți să începem, pentru că am citit destul de multe cărți, cred că 8. 8, da? Și destul de voluminoase, aș zice, majoritatea, nu chiar toate. O să încep cu un thriller la care voiam să ajung de foarte multă vreme, dar l-am tot amânat, nu știu de ce. Cred că am fost prea entuziasmată la început când l-am cumpărat și apoi ușor, ușor entuziasmul mi-a scăzut. Anume, Secretul din pădure, de Kate Alice Marshall, care arată ceva de genul ăsta. Îmi place foarte, foarte mult coperta. Povestea mi-a plăcut foarte mult. Era puțin fantasy oarecum, cu thriller, cel puțin așa mi-a sunat mie inițial și m-a speriat puțin, eu sunt un pic speriată de bombe când vine vorba de fantasy-uri, dar nu e fantasy, e efectiv un thriller. Nu o să vă dau prea multe detalii ca să nu dau spoilere legate de ce se întâmplă, dar scrie aici că avea 11 ani când am trimis un criminal la închisoare. Mi-au plăcut foarte mult personajele, mi s-au părut destul de ciudățele, în sensul că m-am atașat de ele, dar mi s-au părut ciudate, dar într-un sens bun. Adică interesante și chiar am fost foarte curioasă să citesc despre ele și despre ce se va întâmpla în continuare. Iar povestea asta mi s-a părut super intrigantă și super captivantă și m-a ținut așa în priză. Efectiv, de la început până la sfârșit n-am putut să las cartea din mână, am și anotat-o destul de mult. Și mi-a plăcut mult de Naomi și mi-a plăcut cumva și și relația dintre personaje, într-un fel mi-a plăcut, dar nu prea a fost o relație atât de deep. Mi-a plăcut maxim relația de prietenie dintre Naomi și cred că Olivia o cheamă. Da, mi-a plăcut mult conexiunea dintre ele și chiar am simțit-o. În schimb, restul mi s-au părut așa puțin superficiale, dar cam atât o să vă zic despre cartea asta. E un thriller care cu siguranță merită. Nu mai știu acum să vă zic punctajul, pentru că, de exemplu, încă nu i-am scris recenzia, cred. Oricum n-am terminat-o de scris și nu vă mai zic punctajul, că poate se schimbă până atunci, dar oricum o să găsiți recenzia la mine pe cont, oricum are un rating destul de mare, spre 5. Mai departe, am citit o altă carte pe care o am de ceva timp, nu știu de ce mi-a plăcut foarte mult, din Spania cu dragoste. Am citit din America Experiment în 2 și vă zic sincer că asta mi-a plăcut și mai mult, mi-a plăcut foarte mult conexiunea dintre Rosie și Lucas. I-am reținut pentru că mi-a plăcut foarte, foarte mult povestea și Lucas mi s-a părut efectiv male caracterul meu preferat, adică amazing. Și o să rămână mult timp în memoria asta, e clar. Și de Catalina și Aaron mi-a plăcut foarte mult, doar că, nu știu, pur și simplu, între ei am simțit chimie foarte, foarte puternică și parcă erau meniți să fie împreună, nu știu cum să vă explic, chiar mi-a plăcut mult de tot. Aici am un sticky note care mi-a picat și nu știu de unde. De fapt, frate, mi l-a scos de acolo, da, mă rog, și nu știu exact unde l-a scos, așa că l-am lăsat pe acolo, dar mi-a plăcut mult, mult de tot și cu siguranță mi-a plăcut mai mult decât cealaltă. Nu e o diferență foarte mare și aia mi se pare foarte bună, dar asta m-a prins foarte mult și povestea. Știu că la prima m-a plictisit prima jumătate a cărții până am ajuns în Spania, propriu-zisă, dar aici toată cartea a mers așa, deci superbă acțiune, superbe personaje și super mod de scriere. Într-adevăr, mie îmi place foarte mult modul în care scrie Elena Armas, așa că nu mai știu cum o cheamă. Mai departe am citit o prima carte de la autoarea asta. A fost prima întâlnire cu autoarea și vă zic sincer că mi-a plăcut mult, mult de tot. Am citit Mulder, primul volum din seria Renegații, cred că se numește, de Rebecca Yarros. Mi-a plăcut foarte mult modul de scriere al autoarei, cred că asta e una dintre cărțile favorite de vara asta. Chiar mi-a plăcut mult, mult de tot și de fapt acum în august am citit niște cărți foarte, foarte bune, cu siguranță printre preferatele verii, cam așa arată. Mi-a plăcut mult de tot modul de scriere, mi-a plăcut și acțiunea, a fost întotdeauna bună de citit pe plajă, nu știu cum să vă explic. Și la fel și personajele mi-au plăcut mult de tot, deși pe la început nu l-am simpatizat, pe parcurs a mi-a ajuns la sufletele, într-adevăr, și chiar mi-a plăcut personajul lui, de fată, pe care mă știu cum o cheamă. Ia să vedem, să vedem. Nu scrie, dar parcă nu mi-amintesc, o să ne uităm acum în carte. Lea, așa. Lia, mă rog. Că pe aici nu scrie, că e din perspectiva ei. Dar mi-a plăcut foarte mult de protagonistă de la început. Nu știu, mi-a plăcut cumva felul în care încerca să fie sigură pe ea. Nu știu, mi-a plăcut foarte, foarte mult cum a fost construită. Și îmi place mult tot și coperta, nu o să vă mint, chiar este absolut super. Mi-am făcut niște poze foarte, foarte frumoase, dacă vreți să le vedeți pe contul de Instagram. La fel și pentru din America Experiment în 2.
Mai departe, am o carte pe care am citit-o foarte repede, nici n-am anotat-o pentru că nu eram pregătită cu notițe la mine și cu sticky notes-uri și tot am vrut să o citesc, am citit-o în picioare mai mult la coadă, efectiv. Prietene adevărate, de Shannon Hale și n-am idee cum se citește, Loen Pham, n-am nicio idee cum se citește numele, dar ideea e că pe mine m-a atras oricum faptul că era scrisă și de Shannon Hale. Pentru că de-aia îmi place foarte mult, am mai citit, cred că Academia Prințeselor sau ceva de genul se numea și mi-a plăcut mult de tot, iar cartea asta mi-a plăcut la nebunie, are niște ilustrații foarte frumoase, un personaj roșcat, o protagonistă am vrut să zic, roșcată, foarte, foarte simpatică și o acțiune așa din care chiar ai ceva de învățat și abia aștept să se traducă la noi și volumul al doilea, pentru că, din câte am înțeles, urmează să și sunt foarte entuziasmată. Abia aștept să văd continuarea, chiar sunt foarte curioasă și îmi place mult de tot și coperta este foarte simpatică. Mai departe, am o carte de MJ Arlidge, la care aveam puține emoții, pentru că eu n-am mai citit nimic de la autor standalone și cred că nici n-am mai scris ceva standalone, anume Ochi pentru ochi. Prima carte pe care o știți de la el și nu e din seria Helen Grace, de care, by the way, mi-e foarte dor, dar mi-a plăcut și asta, m-a impresionat teribil, chiar aș putea spune, mi-a plăcut mult, mult de tot și felul în care a construit personajele, dar nu știu, de fapt, modul de scriere este la fel, doar că aveam eu emoții, că dacă nu o să mă prindă la fel de tare, nu știu de ce. Mi-a plăcut mult de tot ideea cărții, de fapt, asta m-a atras inițial, trecând peste faptul că e MJ Arlidge, adică, logic, m-a atras autorul, cunoscându-l atât de bine, cunoscându-i modul de scriere, dar mi-a plăcut mult de tot povestea, n-am mai văzut așa ceva și a fost super, super interesant, cumva. Au fost așa în mine niște lupte între empatie și cumva să condamn anumite personaje, dar n-a fost cazul, nu știu, am fost mereu la mijloc și depinde cu ce ochi privești și cam asta e tot, dar mi s-a părut o poveste foarte, foarte, foarte interesantă și chiar te prinde acțiunea. Și te și emoționează, dar te trece prin toate stările, nu știu, cel puțin la mine așa a fost și chiar mi-a plăcut mult de tot. Asta nu am scris, am și postat recenzia, cred că am dat 5 din 5, dacă mi-amintesc bine, dar merită cu siguranță 5 din 5 steluțe și e foarte mișto și cu coperta. Cred că e prima oară când întorc cartea așa să văd exact ce e, că o țineam mereu așa, dar să vă arăt vouă. E efectiv un criminal. În fine, hai să trecem mai departe. O altă carte de vară, vara asta va fi altfel, de Carly Fortune. Eu am mai citit de la autoare, cred că două cărți și prima m-a distrus emoțional, mi s-a părut cea mai tristă, cumva mă așteptam ca toate să fie așa, dar nu e cazul. Iar asta mi-a plăcut extraordinar de mult, mi s-a părut că am empatizat cu personajele și cumva m-am regăsit în anumite lucruri din carte și în anumite fapte ale protagoniștilor. Mi-au plăcut mult de tot, mi-a plăcut și de Lucy, mi-a plăcut și de Felix, mi-a plăcut și deznodământul și finalul efectiv și chimia dintre ei a fost la un alt nivel și faptul că Felix și cu Bridget sunt frați, nu știu, mi s-a părut overall povestea foarte interesantă și chiar m-a intrigat foarte mult pentru o carte de dragoste. Adică, nu știu, mi s-a părut super interesantă povestea și am fost așa ținută în suspans, deși e o banală poveste de dragoste, care nu e banală, de fapt, este foarte interesantă. Se și vede că am adotat-o naiba mai mult decât unele thrillere, dar foarte mult mi-a plăcut, cred că este cartea mea favorită de la autoare de până acum. Ceea ce e ceva. Mai departe am citit o altă carte de dragoste, nu știu ce a fost cu mine luna asta. Am citit Sub vraja iubirii, o carte simpatică, care mi-a plăcut mult de tot. Nu pot să zic că am simțit atât de mult chimia dintre protagoniști, nu mi s-a părut nimic wow, pur și simplu existau și ei acolo, dar în sine ideea și, cum să zic, plimbarea asta în lumi, între lumi și între universuri de altfel, o face, îi dă un aer foarte misterios și foarte interesant și e foarte catchy overall. Chiar vă recomand, mi-a plăcut mult, e o carte ușoară, se citește ușor și să nu mai spun de copertă pentru că cei de la Librex scot niște cărți atât de frumoase, zici că sunt în engleză, adică parcă e coperta originală, nu știu cum să vă zic, este foarte frumoasă și chiar e și foarte sugestivă de altfel. Foarte, foarte simpatică și coperta și povestea în sine, v-am zis, mi-a plăcut mult, nu cred că o să dau 5 steluțe, dar 4, 4, 25, cu siguranță este o lectură plăcută și relaxantă. De dragoste. Și ultima carte a lunii, care nu că m-a dezamăgit, pur și simplu aveam așteptări un pic mai mari să fie povestea un pic mai complexă sau în fine acțiunea în sine, asta scrie cam prăfuită. Întuneric fără sfârșit, are și
un premiu. Nu știu, cred că n-am rezonat mai degrabă cu modul de scriere al autorului, de asta nu mi-a plăcut atât de mult. Am parcurs-o destul de greu, deși povestea în sine este interesantă. Ce poate să fie nasol la un thriller? Pur și simplu să vedem cine e criminalul și așa mai departe, dar modul de scriere nu cred că m-a prins, pentru că, deși îmi plăcea povestea, am parcurs-o foarte, foarte greu, nu înțeleg de ce, pentru că e o carte subțirică, dar, pe total, ar trebui să o încercați, pentru că povestea e foarte mișto și poate voi rezonați cu modul de scriere al autorului, pentru că chestia asta e subiectivă. Deci, da, pur și simplu n-a fost pentru mine felul în care scrie el. În rest, povestea a fost foarte interesantă și mi-a plăcut mult. Pur și simplu n-am înțeles de ce am stat atât de mult pe ea să o parcurg. Pur și simplu s-a părut că se citește greu, dar asta din cauza modului de scriere care nu era pentru mine. Am primit o notificare de baterie puțină. Ok. Cam acesta a fost videoclipul și cam acestea sunt cărțile pe care le-am citit în luna august. Eu sper din suflet că v-a plăcut videoclipul, iar dacă v-a plăcut, dați-mi un like, un share, un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Bye! Spor la citit!